Gheorghe Brăescu, Cunoştinţă veche, 1929. E Sfântul Gheorghe. Soarele se ridică strălucitor, împrăștind veselie, deschizând florile și inimile. Tramvaiele, luate cu asalt, treceau împodobite cu verdeață. Și midinete, cu pantofi noi, cu buze trandafirii, erau ajutate să se urce de cavaleri galanți, rași, tunși și frezați ultima oră. Cu haine de culoarea fumului ce se destramă, cu mănuși galbene ca untul de vacă, cu pălărie juvenilă, Popescu, fericit că trăiește, venea pe mijlocul trotuarului, învârtind umbrela, săgetând cu priviri cuceritoare vestalele de ceară care întindeau cu mâini ideale ciorapi diafani la vitrine. Din partea opusă venea domnul Gheorghe Alexandru Gheorghe, bărbat mălăieț, moldovean blajin, fost ajutor de judecător la Moinești, oaspete de curând sosit în capitală, unde urma să se instaleze, locuind deocamdată la hotel. "Noroc, Ghiță! Ce faci tu? Mă mai cunoști?" îl întâmpină Popescu, fericit ca fericitul câștigător al unui loz mare. "Pariez că nu știi cine sunt." "Te cunosc, stai să-mi aduc aminte." "Vezi că ai uitat? Nu ești domnul Georgescu?" "Popescu, avocatul Popescu. Nu știi când am venit la Moinești într-un proces la judecătorie pe care l-am câștigat în două vorbe de mai felicitat în ședință? Mă cunoști, îți spun eu, dar ai uitat. Bine că te-am întâlnit. Nu te mai las, ai fost foarte drăguț cu mine. Azi ești musafirul meu. Vezi că eu... nimic nu se poate, resping orice incident. Dacă ții și vrei mata numai decât... Absolut, mergem la nenea Fănică. Dar nici nu-l cunosc. Ce ar face? Eu mă duc la el ca la mine acasă." "Dumneata, înțeleg, dar eu... Noaptea să-i bat în geam, se scoală și pune masa care vin în pivniță. Vin vechi de Drăgășani. Nu bea alt vin să-l omori. Dar bine, omul lui Dumnezeu. Și are o nevastă, o frumusețe. Nu tocmai tânără, dar cântă la pian și face niște clătite admirabile. Să vezi ce bine o să-i pară când o vedea. Bine cu coane dacă zici mata și ție angajamentul. Nu, parol, n-ai idee ce om cum se cade e. Hai să intrăm mici, să ne aprovizionăm cu țigări, că nenea Fănică nu fumează să-l tai. Ai mărunte? Am. Ia o cutie, să avem, că de la nenea Fănică nu scapi cu una, cu două. Ia și chibrituri." "Am luat, dar nu-i prea devreme? Mergem să luăm câte un aperitiv. Avem timp berechet, că eu nu plec niciodată pe țanc. Mai bine să fii cu un ceas mai devreme decât un minut mai târziu. Stop, intrăm aici. Nu te așeza lângă ușă, nici lângă fereastră, că se face curent. Mata crezi pe semne că eu... Nu zi așa. April este lună înșelătoare. Ei, pst, băiete, garson, poftim și pe la noi. Ia comanda de la domnul judecător și dă 2 pelinuri mari la iuțeală. Spală paharele. Servește bine, să nu mă faci de rușine că domnul e boier. Apoi, chiar că ai nimerit-o. Eu cu coane sunt nepotul lui Cozadini, dacă-l știi mata, care se rudește cu țâca Eliza, vară cu regentul. Se vede. Nu-mi spune mie că eu știu să apreciez. Băiete, umple paharele. Luăm câte o plachie? Să nu ne stricăm pofta. Nu te teme, nenea Fănică mănâncă târziu. Dă, domnule, 2 porții de crap, mai de la mijloc, și cu ceapă multă. Aici se prepară bine, dar numai peștele. Friptură, dacă vrei, am să te duc eu pe urmă în alt loc. Mie că ne săturăm. Parcă o să mâncăm cine știe ce. Ia acolo o bucățică de gust, ca să-ți faci idee că nu oricine e în stare să aprecieze. Eu cu coane, nu că mă laud. Las că știu. Dumneata nu te îndopi ca curcanii. Îți place să mănânci, că una e să fii găman și alta e să alegi ce mănânci. Prostul e mâncăcios, aristocratul de rasă... Băiete, umple paharele. Să mergem, că tu aștepta... Aș, la nenea Fănică mă duc când vreau. Prepară imediat, are bucătăreasă. Să trăiești. N-ai idee ce bine îmi pare că te-am întâlnit. Vin să te pup. Nu, zău, să nu crezi că sunt amețit, dar ți-o spun sincer. Mi-ai plăcut de la început cum ai sesizat chestiunea. Era vorba de o epitropie, că judecătorul trebuie să judece cu inima, nu cu capul. Capul, pardon, să te... Pe el nu face două parale. Inima e totul. De-aia spun că mi-ai plăcut. Nu-i vorba, că și eu am vorbit dumnezeiește. Băiete, trimite să vină o mașină și umple paharele. Ai să mănânci o friptură? O să ne ducem prea târziu. Mergi cu mine. Oricât. Ce-ți pasă? Eu răspund. Plecăm imediat. Ai să vezi că nu te-am mințit. Plata? Lasă-mă ta. Dă-i și lui 100 de lei, că-l cunosc. Dacă nu eram eu, nu mâncam așa. E chelnerul meu, mă servește regulat. Ascultă, șofer, uite aici la mine. Eu sunt avocatul Popescu. Dumnealui e magistrat, are să fie în curând prezident. E văr cu regentul. Prin urmare, vezi ce te așteaptă. Să ne duci cu gândul să nu ne bată vântul până la Băneasa. Ia-o ușurel și dă-i drumul. Ce mașină e asta? Chrysler. Bun, de asta are și palatul. Vezi tu, adică, pardon, îmi dai voie. Eu mă înșer când sunt prieten cu cineva, dau și inima din mine. De ce crezi că am luat mașina? Ca să nu întârziem. Să nu zică omul că vii pentru întâia oară și... Să oprești la gândacul vesel? Să nu se supere domnul Fănică. El? Îmi pare rău. Înseamnă că nu-l cunoști. Unde ne așezăm? Nu acolo. E prea retras. Mie îmi place să fiu în lume. Ai furat ceva? Până amu... Nici eu. Ce nevoie avem să ne ferim? Ține, băiete, ți le dau în primire. Pardesiul, umbrela și pălăria. Ia și de la domnul. Sărută-i mâna. Nu pretind. Nu, lasă-ți sărute mâna. E domn regent, prostule. Rudă. Papa rudă. Nu te supăra că glumesc. Nimeni nu te stimează și nu te iubește cum te iubesc eu. Nici nu știi ce prieten ai căpătat. Eu sunt ca un copil. Simt de la prima vedere simpatie sau antipatie. Dumneavoastră, domnule judecător, m-ați captivat de la început prin tactul, cultura, inteligența dumneavoastră pentru care vin să te sărut și îți urez să te văd în curând prezident la casație. Băiete, să ne dai mai pe urmă? Vezi cu cine ai de-a face. Și adă-ne o sticlă cu capsă, 2 scrumbii de Dunăre, 2 mușchiuleți cu ridic și salată verde, roquefort și portocale. Până una alta, dă-ne câte o iahnie de ciuperci, că o ai gata. Nu o să mai putem mânca. Ce te grăbești? Trebuie să mergem, o leacă. Eu răspund. Măcar de politeță. Are să se supere domnul Fănică și mi-e mai mult de cucoană. Ce-ți pasă? N-ai să regreți. Vin aici și dame, lăutari. Parol? Se face tâmbălă mare. Ai noroc că nu m-ai găsit în fonduri. Te luam eu altfel. Că eu nu-s boier ca dumneata, sunt fecior de țăran, dar am obraz. Nu-mi place să plătească altul. Te-am mai prins. Azi e ziua dumitale. Am intrat în horă, trebuie să joc. Da, te prind eu altă dată, n-ai grijă. Lasă cu coane. Câte parale mă țin chefurile, numai eu știu. Da, nu-mi pare rău. Am învățat să petrec. Băiete, 2 sticle de șampanie și trimite să vină lăutari.